Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem în această seară o etalare interactivă cu tema Următoarele 72 de ore. Am văzut că v-a plăcut acel videoclip și o să încerc să fac cât mai des. Următoarele 72 de ore în ceea ce ține de orice eveniment important care va avea loc în viața voastră. Dragoste, carieră, sănătate, orice mi se arată. Vom face două variante. Prima, agatul roz, a doua, cristalul. Ok, să nu uitați că eu postez minutele mai jos în descrierea videoclipului împreună cu datele mele de contact și că acest videoclip este valabil și pentru doamne și pentru domni. Haideți să începem cu cei care ați ales agatul roz, piatra roz. O să-l punem aici. Haideți să vedem. Pentru cei de la etalarea numărul 1, următoarele 72 de ore în dragoste. Se pare că ăsta este subiectul care vă interesează cel mai mult, după cum se zbat cărțile. Dragoste, carieră și sănătate. Următoarele 72 de ore. Următoarele 72 de ore. Următoarele 72 de ore pentru cei de la etalarea numărul 1. Următoarele 72 de ore pentru cei de la etalarea numărul 1. Următoarele 72 de ore pentru cei de la etalarea numărul 1. Următoarele 72 de ore pentru cei de la etalarea numărul 1. Ok, o să facem și clarificarea. Din câte văd aici, situația stă în felul următor. E vorba despre un nou capitol din viața voastră, dar este vorba și de unul vechi care unii dintre voi ați dori să-l reînnoiți. Sau persoana iubită își dorește să revină în viața voastră, să înceapă un nou capitol cu voi. Aici este vorba de cineva care ține foarte mult de relația asta. Ține foarte mult de voi, ține foarte mult de ideea de a fi cu voi. Persoana asta nu renunță. Avem un 8 de cupe care mai înseamnă drum, nu neapărat plecare, dar avem și fraierul care înseamnă drumul acesta cu un nou început. Persoana asta ține de voi. Persoana este ceva s-a încheiat, să facem clarificarea, în trecut între voi, dar persoana asta vine să înceapă ceva proaspăt cu voi. Haideți să vedem roata. Da, a fost o roata. A fost o durere foarte mare. Ceva s-a încheiat aici. Ceva s-a încheiat cu foarte multă suferință. Ceva în care au fost implicate mai multe persoane. Aici pot fi vorba despre mai multe persoane sau anumite situații deranjante pentru relația voastră. Și anume, situații cum ar fi lumea din jurul persoanei voastre iubite, anumite obiceiuri proaste, încăpățânări, diferențe de cultură, de religie, un caracter destul de dificil, o situație care nu-i permite acestei persoane să fie împreună cu voi. Nu neapărat este o a treia persoană, dar dacă este vorba de o a treia persoană, să știți că persoana asta a încheiat capitolul cu cealaltă persoană și o să facem și clarificarea în continuare. Asta se va întâmpla în următoarele 72 de ore. Persoana asta vine către voi să vă spună că ține de relația voastră și că nu renunță la voi. În schimb, a renunțat la altceva. A renunțat la ceea ce interfera cu relația voastră. Aici a fost un ultimatum din partea voastră. Voi v-ați impus și ați refuzat persoana respectivă în trecut, iar persoana asta a luat măsuri în a regla problemele care aveau de-a face cu împăcarea voastră. Era o problemă, o piedică în faptul că voi nu puteați să iertați persoana iubită. Persoana asta știa că are niște lucruri de dus până la capăt, ca să spun așa, pentru a reuși să vă readucă înapoi. Are niște puncte de rezolvat. Ok, chiar o listă întreagă. Moartea. Vreau să văd moartea. Clar, moartea a fost calificată de turn. Turnul. Mie îmi place să descoper totul. Turnul
era o indecizie, turnul era o stare de ce mă fac, cum fac, mai am timp să mă gândesc. Persoana asta a avut o lovitură, ca să spun așa, din partea turnului, care i-a spus, nu mai ai timp să te gândești. Nu mai ai timp să fii indecis sau indecisă. Luați situația și viceversa. Dacă voi ați fost într-o situație indecisă, între două persoane, între mai multe situații, și vă îndreptați către cineva, 72 de ore v-ați gândit la cineva, voi clar veți lua măsuri în privința acelei persoane și veți lua hotărârea să renunțați la o a treia persoană pentru a fi cu persoana iubită către care vă îndreptați, la care v-ați gândit când ați ales această etalare. Ok, aici este o situație în care cineva a renunțat la ceva, deja s-a întâmplat acest lucru, iar în 72 de ore se îndreaptă către voi. Vreau să văd 4 de monede. 4 de monede. 4 de monede. Eremitul. Eremitul și 3 de cupe. 8 de spade. Ok. Aici era o situație în care cineva se simțea legat. Cineva nu vrea să renunțe la fericirea lui sau la fericirea ei. Avem pe cineva aici, o să vorbesc la comun ca să înțelegeți. Avem pe cineva din rac pe scorpion care nu dorește să renunțe la un leu berbec săgetător, de care se simte foarte legat sau legată. O persoană care s-a gândit foarte mult la acest aspect. Vreau să văd cine era, deja aveam la baza etalării. Treiul de cupe era o căsnicie care s-a încheiat, o relație care dura de foarte mult timp. Era un aspect care crea foarte mult stres în capul persoanei respective sau în capul vostru. Era o permanentă agitație, pentru că voi chiar iubeați persoana asta sau luați cum rezonează pentru voi. Persoana asta vă iubește cu adevărat. Iar voi trebuia să puneți în capăt la niște lucruri sau persoana voastră iubită să facă acest lucru ca să poată să vină către voi curată. Ok, regina de bute. Regina de bute. Este melancolia. Este persoana de care v-ați despărțit. Sau persoana la care ați renunțat pentru a vă rezolva problemele respective. Sau dacă voi sunteți din zodia asta, practic cineva din rac pe scorpion, taur, fecioară, capricorn încearcă să vă recupereze. Sau, luați cum rezonează și fără zodii, situația este în felul următor. Cineva aici dorește să recupereze pe cineva. Dorește exact la cine v-ați gândit, de cine ați întrebat. Cineva aici, dacă voi ați greșit, doriți să recuperați persoana iubită. Dacă persoana iubită v-a greșit, dorește să vă ia înapoi, să vă recupereze. Și face aceste eforturi, v-a ascuns o situație, ceva jenant, ceva care s-a aflat, pur și simplu s-a aflat. Și eu văd că aici a fost un moment turn în care persoana asta s-a izbit, ori voi v-ați izbit de o realitate. Wow! Deci s-a aflat totul. Nu mai există loc de întoarcere, nu mai există loc de minciuni, nu mai există loc de infidelități, nu mai există loc de îndoieli. Trebuie acționat foarte rapid. Ok, regele de bute. 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 Ok, persoana asta vine, știe că v-a rănit foarte mult. Clar știe că v-a rănit foarte mult. Cineva a rănit foarte mult pe cineva aici. Am mai spus-o. Luați situația cum rezonează pentru fiecare. Pentru că nu toată lumea a fost rănită. Poate și voi la rândul vostru, chiar dacă este greu să recunoașteți lucrul ăsta, aveți și voi partea voastră de vină. Sau unii dintre voi sunteți chiar voi la rândul vostru care ați avut o altă situație în paralel sau o
indecizie în legătură cu persoana iubită. Ideea este că cineva aici se hotărăște. S-a hotărât deja, având în vedere că urmează cele 72 de ore, deja s-a hotărât și s-a renunțat la ceva. S-a renunțat la o a treia situație. S-a renunțat la o altă relație. Dar ideea este că cineva aici, și am să spun exact, cineva aici, având foarte multe bâte, din, odată, săgetător, leu, berbec, gemeni, balanță, vărsător, cineva aici a fost foarte rănit. Cineva aici s-a simțit groaznic de rănit sau rănită. O persoană din rac pe scorpion, o persoană din taur, fecioară, urmărește pe cineva din zodiile pe care le-am spus mai devreme. Însă, urmărește în scopul de a aduce pace și a se împăca. În scopul de a fi cu cineva din leu berbec săgetător, gemeni balanță vărsător. Cineva aici urmărește să aducă o claritate. Și vreau să văd cumpătarea, deși la baza etalerii aveam exact, ne-a și căzut, 10 de cupe. Avem pe cineva care vine cu o propunere serioasă. Se vine cu o propunere de căsătorie. O zodie de apă vine către voi, sau voi, dacă sunteți o zodie de apă, vă duceți cu o propunere de căsătorie către o persoană dintr-o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, sau către o persoană dintr-o zodie de aer. Aici este vorba despre o situație care trebuie reglată. S-a stagnat foarte mult în situația asta și cineva s-a bazat pe siguranța că cealaltă persoană iubea foarte mult aici. Însă sentimentele unei persoane din zodii de foc și zodii de aer aici s-au cam diminuat, iar cealaltă persoană simte că a pierdut foarte mult teren, timp, jucându-se, având 9 de cupe. Aici se vorbește despre o persoană care a preferat să aibă alte activități, alte preocupări, decât să se ocupe de o problemă atât de serioasă și anume o oportunitate atât de mare în dragoste. Ok, 8 de cupe, vreau să văd 8 de cupe, vă rog. Exact, v-am spus că este vorba despre un drum, carul, se lasă ceva în urmă, se lasă ceva în urmă. Mulți dintre voi sau cineva aici lasă chiar două persoane în urmă pentru o persoană foarte importantă. 3 de bâte. Pentru a se împăca. Cineva din... nu o să mai spun zodii. Cineva își dorește o împăcare foarte mult aici. Cineva care a greșit foarte tare și dorește să aducă claritate și împăcare. Judecata. Iarăși avem drum. Persoana asta își dorește din tot sufletul să facă acest drum și îl va face către voi sau voi către persoana iubită. 6 de spade. Deja am primit confirmarea în două cărți și anume 5-ul de cupe. Cineva plânge aici. Văd foarte multă apă. Rac pe scorpion. Cineva plânge. Gemeni balanță vărsător. Cineva regretă. Cineva... cuiva nu-i vine să creadă că a putut să lase două cupe atât de importante și să stea cu spatele atâta timp la ele, două cupe însemnând o persoană, plângând după ceva din trecutul lui sau din trecutul ei. Poate persoana asta în trecut a pierdut bani, poate a pierdut o situație, poate nu era împăcată cu ceea ce s-a întâmplat în trecutul lui sau în trecutul ei. Poate persoana asta rămăsese încă ancorată într-o relație din trecut în care nu mai era nimic acolo pentru că acele cupe se vărsaseră. Nu mai erau goale, nu mai dețineau nimic. Iar cele două cupe reprezentând o persoană erau pline și așteptau persoana asta, iar persoana asta stătea cu spatele la aceste cupe. Persoana asta a realizat, cineva aici a realizat și cineva vine cu scuze. Cineva vine cu scuze destul de pure, destul de sincere, destul de bine intenționate. Vine cu dragoste, vine cu o hotărâre, vine cu ceva ce nu s-a mai
văzut, ca să spun așa, în trecut din partea acestei persoane, pentru că văd că au fost foarte multe minciuni. Haideți să vedem nebunul. Nebunul. Clar va avea loc o revoltă. Cinci de bâte. Am tot evitat această regină de cupe, dar aici e o revoltă. Cineva așteaptă aici, nu așteaptă. Cine așteaptă scuze, să spun așa. Cine a fost rănit aici, va trimite un refuz către cealaltă persoană. Aici vine cineva cu un gest de împăcare. Cineva aici nu mai crede în vorbele cuiva, în vorbele celelalte persoane. Au fost prea multe minciuni. Oricât de sincere ar fi scuzele astea, oricât de sincer ar fi propunerea asta, cineva nu mai crede în ea. Regina de cupe. Da, cineva aici nu renunță. Nu se dă bătut, dar cineva a renunțat definitiv. Voi sau persoana iubită ați renunțat definitiv. Aici s-a renunțat. O persoană a depus foarte mult efort, indiferent ce zodie ați fi, dacă sunteți voi sau persoana iubită, s-a depus foarte mult efort, foarte multă implicare financiară, timp, dedicație, empatie, grijă, răni, speranțe că totul va fi bine, că totul se va schimba. Mulți dintre voi chiar a stat 4, 5 sau 6 ani împreună, dar deja totul s-a ajuns la o limită. Pentru voi sau pentru persoana iubită. Voi știți cum este situația voastră. Ideea este că cineva aici vine cu tot elanul posibil și cu toată agitația posibilă către cealaltă persoană să-i facă o ofertă cât se poate de sinceră de împăcare. Și nu se lasă, luptă și are o revoltă. Fac orice să câștig persoana iubită înapoi. Dar ceva îmi spune că este prea târziu. Cinci de spade. Cinci și patru de spade. Aici cineva se află într-o odihnă, într-o recuperare. Aici voi sau persoana iubită v-ați îmbolnăvit. Sau persoana iubită s-a îmbolnăvit. Iar acum persoana asta este în recuperare. Este ca și cum cineva vede că cealaltă persoană și-a revenit psihic, mental, fizic, sufletește și vine exact... Când s-a terminat acest conflict și persoana respectivă și-a revenit. Și de-aia spun că este prea târziu. Pentru că avem un 10 de săbii. Adică e ca și cum m-ai îmbolnăvit, iar acum vii ca să... După ce ai făcut toată această scenă, tot acest circ, vin viața mea înapoi. Este ca și cum nu mă interesează ce s-a întâmplat în trecut. Nu mă interesează că tu ai avut partea asta ascunsă. Nu mă interesează că tu ai făcut asta. Ai făcut-o în mod conștient. Chiar dacă aveți de-a face cu cineva care se confruntă cu niște vicii și dependențe sexuale, dar și o foarte mare neseriozitate când vine vorba despre relații. Și anume, persoana asta suferă. Care dintre voi este? Cineva suferă aici? De o obsesie de a primi atenție din partea celorlalți. Și anume, de a fi asigurată. Complimentată. De a fi în permanență admirat sau admirată. Sau de a înșela în permanență. Poate fi o dependență sexuală. Poate fi o dependență de anumite substanțe, de băutură, de petreceri. Un narcisism exagerat, un egoism la fel de mult, ceva de prins din partea tatălui, ceva de prins din partea unei persoane din familie care a făcut persoana voastră iubită sau pe voi să crede sau să creadă că totul este garantat și totul trebuie să fie exact așa cum vrea el. Sau pur și simplu aici este o persoană foarte încăpățânată care a crezut că totul îi se cuvine. Însă a ajuns la concluzia, cineva aici a pus capac cuiva. Că nu se aștepta. 4 de săbi. Ok. Persoana asta spune, sau voi spuneți, am obosit,
Vreau un nou început. Și de data asta îl vreau curat. Și vreau să spun tot adevărul. Am obosit, te iubesc și vreau să fiu cu tine. Dar voi spuneți sau persoana iubită spune. Nu mai vreau, e prea târziu. Ai ratat oportunitatea asta uitându-te la trei cupe astea care nu semnau nimic. Eu nu sunt o opțiune pentru tine. Eu nu sunt această opțiune. Eu am fost cupa cea mai importantă pe care divinitatea ți-a întins-o în față, iar tu ai stat și te-ai uitat la alte opțiuni. Eu nu eram opțiune. Eu eram jumătatea ta. Opțiuni erau cele la care tu te uitai, cele pe care tu le frecventai. Ok, persoana asta încearcă să devină cât se poate de stabilă. Primiți foarte multă comunicare. Să nu vă așteptați că voi, e vorba de o cerere în căsătorie. Aici e vorba de o cerere în căsătorie. Avem regele de monede și regina de monede, indiferent ce zodie ar fi, e vorba de o cerere în căsătorie. Persoana asta sau voi priviți persoana iubită ca și persoana voastră garantată. E al meu, e a mea. Nu există așa ceva, nu poate să-mi ia sau să mi-l ia nimeni. Dar aici cineva nu mai vrea. Nu mai vrea această energie de cavaler de bute. Această energie de in and out. Cineva nu mai suportă, cineva nu mai are încredere, cineva s-a săturat, cineva a trecut peste. Și avem asul de monede, care vorbește despre vești. Vești foarte multe. Vești de departe, pentru că câțiva dintre voi persoana asta poate fi la depărtare de voi. Persoana asta vrea să vină corectă, să vă spună adevărul. Cineva din gemeni, balanță, vărsător, unui soare, unui leu, vine să-i spună adevărul sau indiferent ce zodia ați fi. Poate să fie și inversul. Un leu vine către cineva din, leu, din gemeni, balanță, vărsător să spună adevărul. Aici se vrea o victorie cu o zodie de foc. Sau cu orice zodie ați fi. Se vrea o victorie. Cineva vrea o victorie cu cealaltă persoană. Și nu se lasă. Cineva spune, am reușit să renunț la cealaltă relație, am reușit să termin, am reușit să divorțez, am reușit. Cineva aici a fost căsătorit și acum persoana asta vă recunoaște valoarea sau voi recunoașteți valoarea cuiva și v-ați dat seama că iubiți persoana asta cu adevărat sau persoana asta și-a dat seama că vă iubește cu adevărat. E o dragoste cât se poate de sinceră și care a crescut în timp. Cu împărăteasa și cu asul de cupe, ceva care a crescut din abundență. Ceva care dă pe afară exact ca și cupa asta. Dă pe afară de dragoste. Dar din păcate e prea târziu. Sau mă rog, poate unii dintre voi, dar din ceea ce văd eu este puțin cam târziu. Ok. Câțiva dintre voi, trebuie să aveți foarte mare grijă în cele 72 de ore, este posibil să aveți niște probleme în ceea ce ține de o mașină, ceva să se defecteze, dar mai mult de atât, v-aș sugera să nu faceți foarte multe drumuri lungi în cele 72 de ore. Sau poate pur și simplu va fi o mare supărare în ceea ce ține de un vehicul, ceva s-a stricat și poate implică foarte multă cheltuială. Câțiva dintre voi pur și simplu stați să vă gândiți între mai multe opțiuni ce să faceți când vine vorba de dragoste sau de oferte de muncă. Câțiva dintre voi parcă n-aveți chef să faceți nimic și aveți chef doar să vă gândiți ce fac pe mai departe. Careva dintre voi perioada asta doriți doar să petreceți și poate chiar aveți un eveniment la care trebuie să mergeți. Având 3 de cupe și 9 de cupe, poate vorbim despre o invitație la o nuntă, la o petrecere sau propria voastră zi de naștere sau ceva la care o invitație pe nepusă masă, ca să spun așa, și 4 de monede acestea îmi sugerează că mulți dintre voi o să spuneți parcă asta acasă n-aș merge la lucrul ăsta, dar totuși parcă e o obligație să merg și parcă e ceva fără chef. Ok. Pentru alții dintre voi, vă veți face niște analize și așteptați niște rezultate, dar parcă urmăriți o problemă de sănătate pe care o aveți de mai mult timp. Sunt mai multe simptome aici, dar cred că este vorba despre
Este vorba despre un rezultat foarte pozitiv. Este vorba despre un rezultat care vine cu foarte multă bucurie către voi. Pentru cei care trebuie să faceți o călătorie și așteptați să faceți călătoria asta de ceva timp, călătoria asta se dovedește a fi foarte lungă. Poate trebuie să schimbați mai multe, poate trebuie să faceți o escală sau mai multe escale, poate pur și simplu schimbați mai multe autobuze, mai multe, așteptați foarte mult ca să luați următorul vehicul, ca să spun așa, sau următorul avion. Petreceți foarte mult timp în escală, este vorba de o așteptare aici. Ceva care vă enervează foarte mult și parcă ajungeți acasă sau la locația respectivă foarte, foarte obosiți, încât nu vă mai arde de nimic decât să vă faceți o baie și să vă culcați. Pentru mulți dintre voi, vreți să începeți o colaborare cu cineva. O, rețina de cupe. Mulți dintre voi încercați în ceea ce ține o problemă de familie, poate că aveți o colaborare în ceea ce ține de finanțe. Mulți dintre voi, trebuie să o spun și pe asta, vă bateți pe o moștenire sau cineva din familia voastră n-are liniște când vine vorba de o moștenire și parcă v-ați săturat să aveți persoane în jurul vostru care sunt lacome și încearcă tot timpul să obțină acel lucru pe care vouă vi se cuvine. Mulți dintre voi aveți pe cineva care v-a lăsat o moștenire, iar poate sora, fratele sau persoane îndepărtate, dar neamuri care au, ca să spun așa, un acces la niște acte, vă bateți pe niște proprietăți, voi lăsați foarte mult de la voi, dar parcă spuneți, nu este ok și nu este corect ca eu să nu obțin bunul ăsta care mi-aparține mie. Mulți dintre voi parcă stați într-o situație doar din obligație ca să puteți să vă obțineți ceea ce e al vostru. Și parcă stați în casă cu cineva și nu suportați lucrul ăsta. Mulți dintre voi stați cu soacra, socrul în casă și parcă doriți să vă mutați și aveți un conflict în permanență sau poate chiar cu părinții, aveți un conflict în permanență pentru că sunteți controlați și voi vreți să faceți mutarea asta și să știți că veți găsi o soluție să vă mutați de unii singuri. Ok, atât am avut pentru cei de la etalarea numărul 1. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la etalarea numărul 2. Cristalul. Pentru cei de la etalarea numărul 2. Ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore în dragoste, carieră și sănătate? Evenimente importante, dragoste, carieră, sănătate pentru cei de la etalarea numărul 2. Următoarele 72 de ore pentru cei de la etalarea numărul 2. Următoarele 72 de ore pentru cei de la etalarea numărul 2. Următoarele 72 de ore. Următoarele 72 de ore pentru cei de la etalarea numărul 2. Wow! Foarte multă lume aici. Aici eu văd foarte multă abundență. O hotărâre când vine vorba despre o colaborare cu mai multe persoane, pot fi 3 persoane implicate. În altă ordine de idei, cineva aici are o proprie afacere. Cineva aici stă foarte bine pe partea financiară și are foarte mulți dușmani. Poate avea dușman din Taur, Fecioară, Capricorn, Rac pe Scorpion. Aici sunt 3 persoane, 2 din aceeași zodie de pământ și o persoană din zodie de apă. Aici e vorba de cineva care are forța leului, ca să spun așa, sau o forță, nu neapărat o zodie de foc, am putut să spun forța leului, și anume o persoană foarte ambițioasă, voi sau persoana iubită. Aici e o persoană care nu se dă bătută. Nu se lasă. E o persoană care încearcă să-și echilibreze viața. Luați cum rezonează voi sau persoana iubită. Cineva luptă cu cele mai urâte probleme, ca să spun așa, sau cele mai întunecate. Oricineva luptă împotriva dușmanilor ca să-și mențină starea financiară. Cineva a fost folosit aici pe partea financiară. Și cineva se uită. Nu este vorba de îngânfare, nu este vorba de
Narcisism este vorba de am muncit foarte mult pentru ceea ce am și stau în poziția mea pentru că până acum am fost umil sau umilă și nu este un lucru rău ca eu să fiu o persoană mândră de ceea ce am creat cu propriile mele puteri. Dacă aveți persoane invidioase sau luați cum rezonează, asta nu înseamnă că persoana care a muncit atât de mult aici nu are voie să se mândrească cu ceea ce a făcut. Sau poate pur și simplu nu o face, dar ceilalți care sunt invidioși nu-și pot stăpâni invidia și au impresia că se face un lucru intenționat aici. Ok. Pentru câțiva dintre voi primiți o sumă de bani, este vorba de o foarte mare abundență. E vorba de așteptarea unei oferte să vă schimbați locuința, cumpărarea unei locuințe. Aici e vorba de o casă, de o afacere, de ceva foarte bun pentru voi. Ok, aici e vorba despre cineva care apare în viața voastră sau voi care vreți să vă duceți în viața cuiva, să fiți cu cineva. Cineva aduce aici, încearcă să fie egalul cuiva care a făcut foarte mult pentru el sau pentru ea. Aici e vorba despre cineva care are ambiția să vină cu egalitate, să arate, doresc să-ți ofer ceea ce mi-ai oferit tu mie. Sunt foarte multe persoane care se impun dacă este vorba de o relație. Se pun piedici aici. Sau încerca să se pună în piedici, dar persoana asta se uită către voi, ori voi vă uitați către persoana iubită, nu mai ascultați pe nimeni. Având împărăteasa cu regele de monede și doi de pentacule la mijloc, se încearcă o echilibrare a acestor două energii. Dacă este vorba de sănătate, este vorba despre multe vizite la medic, multe drumuri, multe analize, dar ceva care tot este neclar. Aici e o situație în care sunteți perfect sănătoși, dar se caută ceva care n-are legătură cu ceea ce simțiți voi. Câțiva dintre voi s-ar putea să fi aflat de o sarcină sau să aflați, doamnele, și să fiți în dubii. Să păstrezi această sarcină sau îmi pare rău, dar oricum rămâneți anonim, câteva dintre voi, sau și dacă sunteți domni, vă gândiți la o femeie care a rămas însărcinată și vă gândiți, este copilul meu sau nu este copilul meu? Iar dacă sunteți doamne, vă gândiți să păstrezi sau să nu păstrezi copilul. Este copilul acestui bărbat sau nu? Ok, haideți să vedem împărăteasa. Ok, la mulți dintre voi împărăteasa ține de muncă, exact cum am spus, împărăteasa, ceea ce ați creat voi cu mânuțele voastre. 8 de cupe. Ok, se caută conflict, cineva caută conflict și ceartă aici în următoarele 72 de ore, exact ce am spus, persoane invidioase, persoane care n-au pace și liniște, persoane care încearcă să pună bețe în roate, se caută un conflict, haideți să-l vedem, 5 de bâte. Cineva își dorește un nou început și când vine vorba de dragoste, caută un conflict. Cineva se întoarce în viața voastră, dar creează un conflict. Se dorește un nou început, dar cineva aici stă în puterea ei sau în puterea lui. Cineva din Taur, Fecioară, Capricorn, Leu, Berbec, Săgetător, chiar cineva din Balanță și Gemeni. Cineva stă în puterea lui. Iar cineva din Taur, Fecioară, Capricorn, Rac pe Scorpion, vine și disturbă toată liniștea asta, ca să spun așa. Și aduce atâta ceartă, neliniște, foială, fără rost, fără rost. Ceva s-a încheiat aici cu 8 de cupe. S-a încheiat. Voi ați învățat sau persoana iubită a învățat lecția asta. S-a încheiat. Cineva și-a bătut joc aici și s-a încheiat. Iar acum persoana asta sau voi vă întoarceți și se creează un conflict inutil. Ok, haideți să vedem noi de monede. Cineva aici preferă să meargă mai departe. Se vine cu o claritate. As de săbii. Exact, claritatea este, s-a terminat totul. De ce mai vii? 10 de săbii.
5 de pentacule. Ok, 5 de pentacule. 3 de săbii. Wow. Dar cineva suferă foarte tare aici. Haideți să vedem în continuare. 3 de săbii. Au început să sară cărțile pe jos. 3 de săbii. Un rege de cupe. Un rege de cupe regretă foarte tare. Aici sau un taur fecioară capricorn. Un rege de cupe, dacă sunteți din pe scorpion, regretați pe cineva foarte tare. Regretați că ați făcut o alegere proastă cu cineva din taur fecioară capricorn, rac pe scorpion, chiar gemeni, în detrimentul cuiva din zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Și acum cineva din rac pe scorpion se întoarce. Dar dacă voi sunteți doamnele, este posibil ca cineva din taur fecioară capricorn, din leu, berbec, săgetător, să vă regrete pe voi. Dar este cert că cineva aici vine cu un conflict care a fost, spun ca și la etalarea 1, cinstit și și-a văzut de viața lui aici și și-a văzut de treaba lui și de afacerea lui și a încercat să se repună în mișcare. Cineva aici s-a recuperat și a revenit. Arată foarte bine, este foarte ok, este în gloria lui, este în gloria ei. Cealaltă persoană vine cu acest conflict. După ce a iscat atâta suferință și după ce a iscat atâtea probleme, persoana asta în sfârșit se simte rănită, vrea să aducă claritate, că simte abandon, că simte suferință și vreau să știu acest 3 de săbii pe lângă acest rege de cupe. Exact. Cineva aici își dorește să se restabilească. Este ca și cum cineva aici a pierdut o siguranță. A plecat după cai vezi pe pereți și e dor de casă, e dor de stabilitate. Este sufletul vostru geamăn sau de suflete gemene cu această persoană. Cineva aici își vrea stabilitatea înapoi după ce și-a bătut joc de ea. Asta e ceva. Rege de monede, regele de monede. Ok, 3 de cupe. Cineva v-a înșelat cu un gem în balanță vărsător. Dacă sunteți domn din taur fecioară capricorn sau sunteți domn din rac pe scorpion, cineva din gem în balanță vărsător v-a înșelat. Și voi plecați din situația aia pentru un leu berbec săgetător și aveți impresia că leu berbec săgetător acesta nu știe despre lucrurile astea, dar știe. Regina de spade. Era o simplă opțiune. Și vă simțiți acum foarte prost că ați făcut acest lucru. Puteți fi și doamne. 7 de cupe. Aici se dorește un nou început. Asul de bâte. În care să se aducă echilibru. În care să se aducă pace. Cumpătarea. Săgetător. Da, cine vrea nu vrea să renunțe aici. Și-a dat seama după atâtea probleme pe care le-a făcut că nu vrea să renunțe la cealaltă persoană. Adică la voi sau voi la persoana iubită. Cea a treia persoană dispare din peisaj. Sau a dispărut deja. Ok, haideți să vedem regina de cupe. Da, deci pentru câțiva dintre voi am mesajul ăsta. Dacă voi, acum spun la comun, voi sau persoana iubită, și am să spun direct, cavalerul de bâte. Cineva aici s-a confruntat cu foarte multe opțiuni. Dacă sunteți domni, ați avut așa. Leu, rac pești sau rac scorpion, fecioară capricorn sau chiar taur. Au fost 3 relații, au fost 3 femei. Și v-ați dat seama că cineva dintr-o zodie de apă sau dintr-o zodie de pământ erau doar niște opțiuni. Și că ați greșit, că v-ați părăsit stabilitatea cu o împărăteasă care poate fi leu, din câte văd aici, pentru că avem bâte, conflict, împăratul, ceva foarte serios și o claritate care vreți să o aduceți acestei persoane. Și acum vă pare rău.
Dar vă duceți, ca să spun așa, undeva unde voi ați creat conflict și acum vreți să reluați, să aduceți pacea. Este cam greu. Iar dacă sunteți doamne, trebuie să știți că persoana voastră iubită a avut nu o opțiune, mai multe opțiuni, dar nimic nu s-a legat acolo. Pentru că persoana asta avea impresia, deși nu știu, pot să spun că n-a făcut-o intenționat, dar vorbind de o persoană foarte extrem de vicioasă și influențabilă, persoana asta este dominată de vicii, dominată de... Haideți să analizăm puțin cartea asta. Dominată de lăcomie de bani, dominată de extrem de multe păreri din jurul lui sau din jurul ei. Păi poate trebuie să faci așa, păi poate trebuie să faci așa. Stai că trebuie să obții și bani, stai că trebuie să obții și glorie. Acum trebuie să te înveți, să îți faci rău, să... E o persoană cu mai multe tulburări, e o persoană cu mai multe personalități. Tulburare de personalitate. Dar mai pot să spun că aici cineva s-a lăsat influențat datorită vicilor sau datorită unui stil de viață sau unei încăpățânări extrem de mari să nu recunoască că iubește persoana iubită. Am ales să vorbesc la comun ca să luați cum rezonează pentru voi. Și să-mi spuneți părerea voastră dacă v-a fost mai mult de ajutor așa. Ok, vreau să văd faetonul. Cineva pleacă aici către un leu sau către fericirea lui sau fericirea ei. Soarele. Dar cineva din leu aici sau dintr-o zodie de foc refuză o împăcare. Sau persoana iubită sau voi considerați că ați ratat o oportunitate extrem de mare cu o relație aproape ca și o căsătorie cu cineva care va iubi foarte mult, dar nu mai investește. 4 de cupe. Se vine cu grabă. Se vine cu grabă, cineva vine cu grabă să nu piardă o oportunitate. Regina de monede. 6 de cupe, nostalgie. 6 de cupe. Gândire excesivă, povară. 10 de bâte. Să știți că următoarele 72 de ore pentru voi sau ce vreți să faceți voi față de persoana iubită, 2 de bâte, va fi o agitație foarte mare. Dacă voi aveți de gând să faceți asta, sunteți conștienți de lucrul ăsta. Dar dacă vine către voi persoana iubită, voi nu sunteți conștienți de lucrul ăsta. Și va fi o întreagă discuție, agitație, explicații, 2 de cupe, o așteptare, avându-i răspuns, 2 de cupe. Cineva scrie cuiva și așteaptă un răspuns. Rata norocului. Marea preoteasă. Cineva aici alege să rămână singur sau singură. Ok, 9 de monede. Se luptă pentru a se redobândi. 5 de spade. Sau aruncă armele, pur și simplu aruncă armele. Cineva aruncă armele, cineva care a încercat și a investit foarte mulți bani aici, în relația voastră care sunteți. A investit foarte mulți bani în relația asta, a investit foarte multă atenție, foarte multă grijă și cineva aruncă armele. 9 de monede. Cineva spionează aici. Cineva își dorește 10 de cupe înapoi. Este ca și cum cine... Am spus-o, cred că la etalarea asta și am spus-o și la etalarea 1. Cred că am spus-o și la etalarea 1. Este ca și cum cineva vede cealaltă persoană că este în gloria ei sau în gloria lui, extraordinar, arătând foarte bine și încearcă să ia persoana respectivă înapoi. Și depune foarte mult efort și parcă spune persoana asta, mi-am găsit de muncă sau... Acum pot să-ți ofer asta sau vreau să devin un om serios alături de tine. Nu vreau să mai apelez la ajutorul tău sau nu de asta stau cu tine. Doresc să fiu cu tine. Uite, am făcut lucrurile astea greșit. Dar este ca și cum scuzele astea se tot repetă la persoana asta. Asul de monede, asul de săbii. Vreau să văd claritatea în ce se aduce asul de săbii. Se aduce o persoană
voi sau persoana iubită, de ce se stătea blocat sau blocată într-o situație sau într-o stare. Poate să fie și o depresie, 8 de spade, din care s-a plecat, 6 de spade, și anume o situație în care cineva dădea la mai multe persoane, nu bani, nu altceva, atenție, 6 de monede, sau lua de la mai multe persoane. Persoana asta începe să se miște. Cineva din pește aici începe să se miște. Cineva din taur fecioară capricorn începe să se miște. Către persoana iubită, către soare, leu. Cu această comunicare. 8 de bâte. De stabilitate. 10 de monede. De depunere de efort. 8 de monede. Leu. De forță. Și de victorie. 6 de bâte. 6 de bâte. Ok, cineva a lăsat ceva în urmă. 3 de bâte. Să știți că paletul de bâte. Da, trebuie să spun și pe asta. Avem o păcare. Mulți dintre voi vă păcați. Persoana asta vă iubește cu adevărat. Sau voi iubiți o persoană cu adevărat și vă împăcați. Ok, aici să știți că mulți dintre voi, de exemplu, e posibil ca cei care sunteți din Leu Berbec Săgetător, chiar persoana voastră iubită din Rac pe Scorpion, să vă fi înșelat cu cineva tot din Leu Berbec Săgetător. Tot din zodie de foc. Și atunci se intercaleze lucrurile astea, pentru că văd că cineva aici are un copil cu o altă femeie, renunță la cealaltă relație sau renunță la și alte multe opțiuni ca să se întoarcă tot la cineva dintr-o zodie de foc. Dar nu neapărat, puteți fi orice zodie. Ok, câțiva dintre voi, ok, cedați și vă împăcați cu persoana asta sau persoana cedează, se împacă cu voi. Dar e un drum lung de făcut aici. Și cineva vine pregătit și înarmat cu multă răbdare să aștepte răspunsul ăsta. Ok. Bun. În altă ordine de idei, când vine vorba despre afaceri, eu văd o mare realizare aici. Este o mare realizare și o înfruntare a tuturor dușmanilor și a tuturor persoanelor care au fost invidioase pe situația voastră. Persoane care v-au folosit, persoane care au făcut lucruri negative prin spatele vostru, persoane care au împrăștiat vorbe urâte despre voi, care au încercat să vă pună piedici în drumul vostru. Persoane care au fost desconspirate și înlăturate. Aveți o victorie aici. Dar parcă tot se încearcă să se intre în ceartă cu voi. Parcă tot încearcă cineva să vă atâțe, să vă scoată la tablă, ca să spun așa. Dar parcă cineva aici este foarte indiferent sau indiferentă și își vede de treaba lui sau de treaba ei și merge mai departe. Avem soarele, o mare realizare și o mare bucurie. Ok, dacă persoana voastră iubită v-a făcut asta sau voi ați făcut asta persoane iubite, cine a greșit aici poartă o povară. Pentru că cealaltă persoană, ca să spun așa, care n-a greșit și a fost cinstită, și a avut claritate și a prins o infidelitate sau mai multe infidelități și până la urmă s-a săturat și a plecat, înseamnă că voi sunteți cei care încercați să recuperați persoana asta înapoi. Dar luați cum rezonează pentru voi. Ideea este că aici este o situație cât se poate de clară. Dar cineva își dorește să spună adevărul. Ideea este că a căzut similar cu etalarea numărul 1, ca de obicei spun. Cineva încearcă să spună un adevăr, deși adevărul se știe deja. Poate sunt câteva amănunte aici care nu se știu, dar se știe adevărul deja. Ok. Și parcă mai mult conflict aduce cu asta. Pentru mulți dintre voi, când vine vorba de sănătate, v-ați îngrijorat foarte mult în niște aspecte ceea ce țin de sănătate și trebuie să vă spun lucrul ăsta. Parcă aveți sau ați avut, că nu vă speriați acum, dar trebuie să vă spun. Mulți dintre voi ați avut niște stări de sănătate foarte ciudate. În ultimii 5 ani, 10 ani de zile au fost niște stări foarte ciudate.
Poate că ați mers foarte mult la, medici. Poate că ați încercat și ați luat 11.000 de tratamente și medicamente. Cu 7 de cupe vorbim de iluzii, de confuzie, de o amețeală continuă în care până la urmă ați cedat și ați spus, dar ce mă fac, că nu știu ce am. Vi s-au dat rezultate de analize eronate, greșite, sau poate chiar existau rezultate respective induse. Dar știți care era problema cu adevărat? Problema cu adevărat, nu pentru toată lumea, dar pentru unii dintre voi, este că aveați pe cineva. Acest lucru trebuie luat în considerare, pentru că este un lucru foarte serios. De obicei, spiritele, dacă le păstrați foarte mult pe lângă casă sau pot fi chiar neinvitate, dar voi ați fost foarte atașați de ele, ați avut pe cineva în familia voastră din gemeni, balanță, vărsător, poate fi și un bărbat și o femeie, ideea este că, sau din rac pe scorpion, poate fi bunic, bunică, ideea este că sunt mai multe spirite aici, cam trei spirite care v-au dat probleme, v-au făcut probleme, au fost atacuri energetice din partea spiritelor, nu sunt farmece, sunt atacuri energetice. Și de multe ori aceste lucruri v-au pus la pământ și parcă în următoarele 72 de ore, poate chiar unde vă spun eu acum, aveți claritate în confuzia asta de unde proveneau. Dar o măsură trebuie luată în privința asta, pentru că în ceea ce privește spiritele nu este de joacă cu așa ceva. Parcă ați căutat soluții. O fericire este aici și o mare realizare. Este o mare realizare. Poate chiar reușiți să găsiți, să găsiți soluția sau poate chiar ați găsit-o deja, dar asta se va derula în următoarele 72 de ore. Ați scăpat, parcă voi sau persoana iubită avea de-a face cu acest lucru. Vă știți mai bine. Luați situația cum rezonează. Cineva aici își dă seama de ce se comporta ciudat. Cineva aici își dă seama de ce se comporta atât de malefic, de plin de iluzii, de nu știu de ce nu pot să stau locului, nu știu de ce nu pot să stau în relația asta. Se face o lumină aici în toată situația asta și sunt mai multe persoane implicate. Parcă cineva din familia persoanei iubite ajută persoana asta sau voi sunteți ajutați de cineva din familie ca să aveți claritatea asta. Aici nu a fost vorba de farmece, nu. Aici a fost vorba despre o atac energetic din partea spiritelor și aici cineva are o credință foarte slabă în Dumnezeu sau nu are credință deloc și din cauza aceasta lucrurile astea au afectat. Parcă chiar un spirit din familie care a murit destul de tânăr și a avut probleme similare cu vicii, ca persoana voastră iubită sau ca voi, a reușit să atace, ca să spun așa. Pentru că cineva a păstrat acest suflet foarte apropiat, poate s-a rugat la el sau la ea. Ok, cam atât am avut și pentru cei de la etalarea numărul 2. Eu vă mulțumesc că vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share și vă aștept la un nou video. Vă pup!